Ciorna se înneacă în fum. Vorbim despre localitatea care se află pe malul drept al Nistrului. Sătenii spun că fumul este emanat de uzina metalurgică de la Râbnița. Am sunat la uzină, dar nimeni nu ne-a răspuns la telefon. Ce spun autoritățile noastre? Vedeți în cele ce urmează. Vine fum așa de că nu poți răsufla. E stricătul de disperare a localnicilor din satul Ciorna, raionul Rezina, situat pe malul Nistrului. Oamenii spun că fumul dens ar veni de la uzina metalurgică din Râbnița, în special noaptea, și că le afectează grav sănătatea. Clar lucru că e greu dacă fumul este. Clar lucru că e greu de respirat. Dar când îl observați mai mult acest fum? Mai mult se observă noaptea, că e întuneric afară și se observă mai mult noaptea. Adică așa ziua se observă destul de bine, dar trebuie să vă ridicați încolo în sus pe deal ca să-l vedeți. Dar e miros sau... Nu, miros nu-i. Doar fum, ca ceață, da? Da. Și câteodată este scutură și ceva că e praf alb, așa, se vede chiar vizual, așa, este praf alb. Acum nu observăm. Nu se vede, da, când tuman așa ia, dar aici e întuneric. Chiar și noaptea, noul roșu, ceva puternic. Dacă lăsăm mașina o săptămână, puteți 2 zile pe sticlă, că așa ea se prinde un fel de, știți, ciment, un fel de ciment. Și că să o ștergem, trebuie să luăm un leac de oțet, facem, o dizolvăm și sticlă, da, se prinde un fel de... Bunelul, tine că nu-i spălat pe automat. Haideți să ne arătați. Nu. Sătenii se plâng că de mai mult timp bat la ușa autorităților, dar fără rezultat. Nu putem să facem nimic. Cât o scris, am făcut și zăvăstoși și una și alta și nici nu l-a ajutat. Am sunat la mai multe numere de telefon afișate ale uzinei metalurgice din Râbnița, dar nimeni nu ne-a răspuns. Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmagă, spune că... Colegii de la Agenția de Mediu se monitorizează în permanență calitatea aerului din zonă. Ulterior, noi am venit cu mai multe demersuri către biroul de reintegrare ca să ne se faciliteze accesul în zonă pentru a verifica agenții economici, situații pe partea stângă a malului fluviului Nestru. Ulterior, am avut câteva răspunsuri deci în care nu ne s-a permis, dar insistăm și chiar și Ministerul Mediului întreprinde diferite acțiuni în vederea ca să ne se asigure acel acces. Ulterior, să verificăm agenții economici și să-i readucem în albea normală a legislației din mediul Republicii Moldova. Mai mult, în presă a apărut informații precum că uzina metalurgică de la Râbnița a solicitat autorizația de gestionare a deșeurilor și a emisiei de poluanți pentru o perioadă de 5 ani. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Mediului ne-a comunicat că procesul de eliberare a licențelor și actelor permisive este o prioritate a agenției de mediu care analizează și respectiv în baza deciziei luate eliberează sau refuză eliberarea acestor acte. În ultimul timp am fost martori când Comisia de Situații Excepționale a intervenit justificat pentru a oferi sau a prelungi anumite acte. Cât privește adresarea nemijlocită a acestui agent economic, el, reiterez, trebuie să se conformeze legislației în vigoare și să se supună deciziei pe care o iau instanțele abilitate cu dreptul de a elibera aceste acte permisive. A solicitat pentru 5 ani? Nu vă pot spune acum pentru ce perioadă de timp, însă cunosc că a fost o asemenea solicitare din partea dânșilor. La începutul lunii decembrie, autoritățile Republicii Moldova au acordat autorizație de mediu uzinei metalurgice pentru o lună, după ce Cuciurganul a reluat livrările de curent în schimbul celor 5,7 milioane metri cub de gaz. Uzina metalurgică de la Râbnița este printre primii 3 contribuabili la bugetul regiunii separatiste transnistrene. Europa Liberă scrie că potrivit un raport al pretinsului minister al dezvoltării economice de la Tiraspol, la sfârșitul anului 2021, vânzările uzinei au fost de peste 432 de milioane de dolari, aproape jumătate din cifra totală a exporturilor regiunii transnistriene.